Tu ești chemat să cânți, punct, nu mai fă introdușiri. Când faci introdușire, este ca și cântarea totodată. Cântă, doar cântă, atâta tot. Când deschizi gura și cânți, e minunat. Dacă începe a vorbi, s-a terminat. Cântă. Eu am întâlnit recitatori, oameni care recită și în timp când recită, ești captivat, ești transferat în subiectul poeziei. Dar dacă apucă să facă o introducere, nu mai primești poezie deloc.